Bună seara! Sunt Oleg Brega și azi, mai devreme ca de obicei, vă invit la 5 și 5 minute, că altfel poate v-ați obișnuit că discutăm la ora 7. Vă invit pe Unde Verde să discutăm verde în față despre câte se întâmplă în interiorul Partidului Verde sau în jurul lui, în țară și în lume și în capitală. Iată, azi m-am gândit să-i provoc pe colegii mei din sectorul 5 să discutăm despre ce și cum se întâmplă în tot municipiul București, în capitală, pentru că azi a avut loc o ședință de Consiliu Municipal. Participă la discuție domnul Marian Oprițescu, de asemenea, Alex, că am uitat cum îi zice. Stan. Alex Stan, așa, ambii din sectorul 5, și cu Toni sau Andrei, care participă prima dată într-o discuție de-a noastră și de aceea o să-l rog să se prezinte pe scurt cu ce se ocupă și cum de-a ajuns să vrea să adere la Partidul Verde, pentru că încă niciunul nu suntem membri, abia ne-am arătat intenția să aderăm la organizațiile teritoriale și suntem pe cale să creăm împreună organizația teritorială a sectorului 5. Deci, Toni sau Andrei, ai legătura. Da, mulțumesc, Oleg. Mă cheamă Frașcă Cristian Andrei, fac 42 de ani luna următoare. Sunt actor cascador, ca și asta sunt practic, locuiesc în sectorul 5, cred că de prin 2000, m-am mutat în sectorul 4 și am aderat la partid, am văzut un clip cu domnul Călinescu și să spun că pe mine unul m-a convins, rezonam cu ce dânsul spunea că are de gând și ce să facă și așa mai departe. Parte. Și bineînțeles, asta responsabilizează. Da, mi-a murit câinele azi și sunt așa un pic cu mintea răvășită. L-am îngropat și deci asta e, așa s-a nimerit mereu. De fiecare dată când am vrut să intru și de când m-am înscris, mai trebuia să particip, să s-a întâmplat, a fost așa, am făcut să se întâmple câte ceva. Și astăzi mi-a murit câinele. Eu creșteam de 7 ani și sunt un pic cu mintea. O să încerc așa să fiu cât mai, cel puțin să, mai, cât mai, să mai pe scurt, fără să... Da. Îmi pare rău. Data trecută erau mai mult aitiști în discuția noastră, azi văd că atunat și ne-a adunat artiști. Da, și domnul Oprițescu zice că a lucrat cu Florin Călinescu prin televiziuni și eu sunt regizor de film, televiziune, așa că o să rămână Alex Stan în minoritate. Nu știu dacă ați văzut, dar întâi să explic de ce facem mai devreme ședința azi. Chiar dacă ieri a fost ziua de naștere a lui Florin Călinescu, el a decis să lucrăm și a convocat pentru azi ora 7 ședința pe Zoom, pentru că noi așa suntem în condiții de carantină, a Consiliului Național al Partidului, deci va fi discuție internă acolo, aprinsă și de lungă de durată. De aceea m-am gândit că am putea să discutăm poate un pic mai devreme de acea oră și dacă avem ce să ne spunem, putem să stăm până la ora 7. Poate ați văzut ședința de indirect azi a Consiliului General București, nu e așa, chiar dacă locuiți voi toți în sectorul 5, eu în sectorul 6, pe toți ne privește ce se discută și cum se decide acolo. Eu m-am uitat și m-am îngrozit. Am înțeles de ce nu ni se dă voie nouă civililor, societatea civilă, mass media incomodă să intrăm în ședințele Consiliului General București. Acum s-a desfășurat și acela pe Zoom, la distanță. Participau o majoritate covârșitoare de consilieri. Dar atmosfera e aceeași, de totală dictatură, de impunerea poziției majorității are PSD-ul împreună cu PMP-ul, se pare că o majoritate confortabilă, și nu-i lasă pe cei din PNL sau din USR nici măcar să pună întrebări sau nici măcar să critique proiectele de decizie. Și s-a votat constant
vreo 80-90 de proiecte, inclusiv cu planuri urbanistice, zonale, planuri de tot felul, puzuri, la care există multe probleme sau chiar s-a rectificat bugetul, care implică zeci de mii sau milioane de lei și de euro, și toate s-au votat pe bandă rulantă, în fugă, fără dezbateri. Vă dați seama, în câteva ore au votat 80 de proiecte. Și procesul în sine de votare dura 10-15 secunde. Alex, știu sigur că s-a uitat și s-a mirat și el. Cum votează ăștia în 10 secunde? Cine reușea, cine nu reușea, mergea mai departe. Mecanismul funcționa. Ba mai mult, unul dintre consilierii PMP l-am filmat și l-am denunțat la poliție pentru că șofa omul, avea treabă, s-a dus la bancă, nu știu unde, șofa și demers vota. Deci el era cu ochii atent acolo și se vota în fiecare minut câte vreo două proiecte de decizie. El era mai mult cu ochii în telefon și stăteam cu inima cât un purice să nu facă acolo și un accident și să fiu martor la accidentul lui. Dar dacă n-a reușit să facă accident, totuși după pauza că am dispărut, poate a dispărut că l-a sunat poliția să-i ceară socoteală, poate a dispărut pentru că avea alte preocupări, dar iată în ce fel se decid proiectele investiționale în primărie capitale, inclusiv proiecte investiționale care vor trebui să lege sectorul 5 de 6, o șosea despre care ne-a vorbit domnul Oprițescu data trecută, o șosea care se lege strada Brașov de aici, din drumul taberei, cu șoseaua Alexandrei. Nu știu pe unde o să iasă, dar s-a mai votat azi, tot așa cu majoritate Gara PMP. progres, gara progresul, Gara bază. Progres. Să vedem cum o să iasă. Dumneavoastră ziceți că deja se lucrează. Eu m-am uitat pe satelit pe Google Maps și încă nu există astfel de imagini, dar nu există nici stadionul de alături, care stadionul e aproape gata, dar pe Google Maps nu Da. apare. Deci probabil dacă există bani Acum și voință, da. 5 minute am trecut pe acolo. Ok, și ce ați văzut? Se lucra, erau mașini, se lucra puternic. În Problema schimb, e că e gata Dedemanul de lângă, dar nu are stradă de acces. Se plâng cei din prelungirea Ghencea că s-au tăiat investiții de acolo de vreo 25 de milioane, chiar dacă ar fi o urgență, nu? Probabil ați observat, măcar Da. întâmplător, ce cozi, ce ambuteiaje veșnice sunt chiar și în zi de Paști spre Domnești și dinspre Domnești. Ați văzut, v-ați Acolo uitat careva? Aveți comentarii despre felul am cum se văzut. decide la scară municipală? La primărie eu nu m-am uitat că am fost plecat. Dar, în schimb, vă uitați deseori la transmisiunile live ale primarului de sector 5. Da, mă mai uit. Și demagogie sau e ceva concret și palpabil? Fapte, cum Am zice el, fapte, nu văzut vorbe. că aseară ați avut și persoane de sexul feminin. Da, mulțumim producătorului, secretar general în partid, Silviu Dumitru, care măcar din când în când invită femei în emisiunile noastre și ne bucurăm că sunt femei Da. în partidul nostru și iată, în această emisiune ne-am bucurat și la sectorul 5 să apară femei mai multe. Știu că sunt în grupul acela de WhatsApp câteva femei, dar nu știu de ce nu au curaj să intre cu noi în direct. Alex, te lăudai că ai privit transmisiunea Da, live. așteptam Da, credeai că domnul Oprițescu dai are ceva de cuvântul, zis da. despre Florea. Ok. Ce să spun? Da, am privit acum. E posibil să fi ajuns destul de târziu în live-ul pe care era pe internet, deci am reușit așa să prind, nu știu, 10 minute în care vorba vine că existau anumite discuții, în sensul că de câte ori voia să intervină cineva, eu știu, care probabil e în opoziție acolo în Consiliu, da, minoritar, cu o lipsă totală de bun simț și cu un tupeu feroce. Viceprimarul, bănuiesc că e PSD-ist, nu știu sigur, dar efectiv intra peste el și cu niște afirmații și cu niște cuvinte care nu fac cinste unei persoane care are această funcție de viceprimar al capitalei. Da, Nu e o... Bădulescu e cunoscut Da. pentru limbajul lui de cartier suburban. Exact. Colorat, Deci asta colorat. este primul lucru pe care l-am putut semnala, am putut vedea că cum în anul 2020 în România, când noi ne-am luptat pentru libertățile
pentru libertățile tuturor, libertate de exprimare, da? Acum 30 de ani, când am ieșit cu toții ca într-un glas în stradă, indiferent că și aici e o discuție că a fost revoluție sau revoluție slash lovitură de stat, asta e alt subiect. Se zice și Important într-un este că cuvânt. observăm că la 30 și ceva de ani, în continuare, nu există libertate de exprimare exact în inima societății, acolo unde de fapt se iau decizii. Adică cât de greu este, uite cum avem noi acum o discuție, da, vorbesc eu și ceilalți îmi ascultă, poate zic niște tâmpenii, poate, dar îmi oferă dreptul să-mi expun părerea. Acesta este cum să spun, este un element primordial într-o societate democratică și cred că tu, ca având experiență de jurnalism, jurnalist, știi foarte bine, Oleg, că cum să spun, jurnaliștii adevărați cu asta se mândresc și anume cu faptul că îți dau voie să-ți exprimi punctul de vedere, indiferent, fără să-ți promit că sunt de acord sau nu cu el, ba chiar pot să nu fiu de acord. Dar eu mă oblig ca jurnalist, da, să-ți ofer dreptul să-ți expui părerea. Păi, deci, bun, nu vreau să mă repet, deși aș putea să mă lungesc așa că sunt lung la vorbă. E un prim Da. lucru pe care l-am observat și m-a șocat. Păi, ar trebui oamenii să se uite, să observe, dacă nu au avut ei timp, pentru că probabil au fost cu activități cotidiene, eu știu, personale sau de muncă, este datoria noastră să le scoatem în relief. Nu se poate așa ceva. Păi, în felul ăsta, societatea nu poate progresa. Doi, am observat. Da, scuze. Apropo de cenzură, ați auzit probabil de pe internet sau de la știri că a fost un scandal zilele astea tot legat de exprimare. O agenție de publicitate a afișat prin oraș, probabil și prin sectoarele noastre 5 și 6, niște panouri cu desene, picturi cu medici în chipuri de îngeri. Și nu doar îngeri creștini ortodoxi, dar și îngeri budiști de tot felul, adică un fel de omagiu adus oamenilor care stau pe prima linie și riscă sănătatea și viața ca să ne salveze vieți. Un fel de a ieși la geam și a aplauda, făcut de o artistă plastică și de o agenție. Ce credeți că zice Biserica Ortodoxă Română? Blasfemie! Și ce credeți că zice Evlavioasa Gabriela Firea? Scoateți panourile! Și agenția le-a scos panourile, că altfel rupe relația cu primăria. Nu vi se pare că e o formă de cenzură? Cum să nu accepți o formă de exprimare artistică? Ce era blasfemie acolo? Că erau niște medici puși în chip de îngeri. Vi se pare asta blasfemie? Să-l desenezi pe Gigi Becali în biserică sau pe Patriarhul Daniel pe clopotul acela de 4 milioane, nu știu cât a costat? Nu-i blasfemie. Dar să pui niște medici, să le recunoști munca și riscul, asta e blasfemie. Da. Bun, trece de la un subiect la altul, deși eu nu terminasem ce Da, aveam păi de spus. despre libertate de exprimare vorbeam. De întâlnirea, da, doar că aș vrea să le luăm așa, organizat, încă nu spusesem tot ce aveam de spus despre întâlnirea respectivă. Mai adaug chestia asta, ai menționat și tu, sistemul de votare a fost așa, pe repede înainte, la 20 de secunde să vota un proiect, cred că au fost foarte multe. Sper, îmi doresc să fi fost în realitate, de fapt, ca toți acei consilieri să fi avut timp să răsfoiască și nu numai să răsfoiască, să stea cu creionul sau cu pixul în mână și să vadă care sunt lucrurile bune, dacă sunt niște probleme acolo în proiectele care sunt supuse la vot. Deci eu n-am văzut o dezbatere pe acele proiecte. Acum, poate a existat dezbatere în alte ședințe care nu au fost transmise. Și ca să închei pe subiectul acesta, cu o glumă, dar e exact cum e românul obișnuit să facă haz de necaz, aș spune așa, dacă tot nu există libertate de exprimare și cenzură, păi haideți să facem următorul lucru. Când sunt alegerile, cine câștigă majoritatea are toți consilierii. Și în felul ăsta nu mai putem, păi ce rost are ca și ceilalți care sunt în minoritate să fie consilieri acolo și nici măcar să nu li se dea dreptul să-și expună o părere. Hai să-i lăsăm pe ei dacă au câștigat majoritatea, ca după aia cu adevărat să-i putem judeca după 4 ani. Mie mi Bine, e se o glumă, pare, nu? da, Spus mi așa, se pare o de multe glumă ori și o glumele au. diversiune periculoasă, nedemocratică. Nu, nu e Opoziția, democratic. chiar dacă are numai 15 voturi, tot are rostul ei acolo, pentru că atunci când noi Evident. nu avem acces în ședințele celea,
consilieri precum Octavian Berceanu sau Ana Ceceală, ei fac live-uri de acolo din ședință și măcar prin live-urile lor putem ști ce se întâmplă acolo în Consiliul Municipal. Și după aceea pot sesiza parchetul, pot sesiza Ministerul de Interne. Iată, v-am zis că l-am prins pe un consilier că șofa și vota, deci a încălcat legea. Ai dreptate, de asta am și menționat că este o glumă, pentru că de multe ori noi folosim glume și pentru că ele scot în relief exact absurdul situației. Am menționat înainte că este o glumă. Acum să revin la ceea ce ai adus tu în discuție, problema aceasta cu afișele sau posterele care erau în oraș. Să știi că am urmărit foarte interesat, așa, să văd și care e opinia publică pe internet momentan, că suntem în stare de urgență și stăm mult în casă, și să știi că sunt părerile destul de împărțite și cu argumente de ambele părți. Adică, în primul rând, da, sunt de acord cu tine. E vorba de libertate de exprimare care nu trebuie cenzurată și atunci, odată, nu și are rostul ca ele să apară, după care să iasă, nu știu ce, primar sau așa mai departe și să spună că nu și au rostul. Pe de altă parte, să știi că sunt și voci și, uite, eu sunt un om tolerant și cred că Partidul Verde, în general, e tolerant, care spun în felul următor și trebuie să-i ascultăm. Dom'le, pentru cei care sunt bisericoși, spun bisericoși încă o dată, nu credincioși, contează foarte mult, pentru că pentru ei ideea de sfânt este totul. Și ei poate să, chiar să o privească ca pe o blasfemie când tu în locul Sfântului vii și pui un alt personaj. Acum eu îți dau dreptate că ar trebui să fie până la capăt consecvenți cu ideea asta și la fel să nu îl picteze pe Becali sau eu știu pe oricine altcineva doar că le-a dat bani la biserică în interiorul bisericii, dar poate ei pe Becali îl consideră sfânt. Păi bun, și noi dacă considerăm asta că sfidează bunul simț, acum ce ar trebui să ne respecte și nouă impresia asta, da? Și să nu îi lăsăm pe ei să-l picteze pe Becali în biserică sau pe Patriarhul Daniel pe clopot, barelief. Și atunci ce facem? Interzicem noi, pentru că pe noi ne deranjează, interzicem altora să se exprime? Nimic. Tocmai chestia asta, tocmai vorbeam de libertatea de exprimare și de faptul că nu trebuie să existe cenzură. Consider că progresul unei societăți constă tocmai în aducerea la suprafață a breșelor și a tradițiilor învechite și capacitatea oricărui membru al societății să se exprime liber, chiar dacă este exprimarea lui poate e șocantă. Tocmai așa a existat progresul, că în societate, dacă ne gândim, de asta s-a desființat sclavia sau de asta femeile au drept de vot și de participare la vot și la viață publică și așa mai departe. Eu doar am vrut să spun, pentru că suntem un partid tolerant, și să prezentăm ambele puncte de vedere într-o dezbatere, da? Să vedem care sunt argumentele unora și ale altora. Și evident, eu pot să-mi spun aici ca o concluzie faptul că susțin faptul că oricine are dreptul să se exprime, chiar și când exprimarea lui reprezintă un șoc pentru status quo societății. Ok, mulțumim. Dar ce idee aveți de mulțumire, de aplauze pentru alți oameni pe alte părți ale baricadei, ca să zic așa, poate nu pe linia întâi, pe linia a doua, nu e așa că gunoierii care evacuează gunoiul sunt la fel de importanți, sau oamenii care lucrează la supermarket și interacționează cu mii de oameni în fiecare zi, sau cu oamenii care lucrează la poștă sau cu polițiști, nu e așa că și ei merită aplaudați, poate puși așa, na, pe icoane sau pe postere sau desenați grafite pe perete sau cum? Pe cine vedeți că sunt foarte necesari în condițiile astea de carantină, de izolare, de restricții? Păi, în primul rând, doctorii. Totuși. După care sunt poșta și vânzătorii, exact ce ai menționat. Cei de la Ministerul de Interne care sunt pe stradă și ne cere hârtiuța. Uite, acum am fost până la Ocean, la tine, în drumul taberii, și la intrare hârtiuța. Ai hârtiuță? Bun.
Da. Problema, vreau să vă întreb dacă ați urmărit această ședință azi, dacă s-a discutat ceva de termoenergetică, a fost URAD, știți? S-a discutat despre revizuirea bugetului și era pomenită desigur termoenergetica, dar cum noi nu știm ce conțin proiectele cele de decizie, ei le spun numai după număr sau eventual după titlu în care pomenește termoenergetica, nu-ți dai seama ce prevede, că Am reduc, că înțeles. adaugă, că milioane, că sute de mii. S-a pomenit de multe ori, Noi, dar nu știu în ce fel. da, noi avem o mare problemă. De o săptămână nu mai avem apă caldă. Nu știu pe la voi. Noi avem. Dar am înțeles că ar fi în tot Bucureștiul și Doiul și Treiul că s-a închis căldura de 2 zile și din momentul ăla au intrat 3 ceturi în revizie generală. Și a rămas tot Bucureștiul pe un cet, ceea ce nu se poate. Și ăla destul de departe este un cet, Progresul, care de la punctul meu termic, 4 Ispirescu, de exemplu, până la el, sunt 20 și ceva kilometri. E la ieșirea în București, spre Giurgiului, cet Progresul. Nu se poate să ții Bucureștiul, sectorul 1 de la Progresul, păi cum mai ajunge, ce mai ajunge, pe Mihai Bravo, pe Colentina, pe... Deci fără apă caldă, ăștia încalcă o lege. Sunt, pe cuvântul meu, încalcă o lege care au dat-o guvernanții să ne spălăm de câte ori putem cu apă caldă și săpun. Ordonanță Deci, militară care e obligatorie în stare de așa, urgență. deci ei în momentul ăsta, doamna Firea și cu toată conducerea asta lui termoenergetica, zădărnicesc această ordonanță, da? Dar se știe cât ține chestia asta? Adică Nu s-a știu. dat o perioadă anume sau... Nu știe nimeni. Dar eu în N-a 2008 ieșit nimeni în față să facă o declarație, o, știu eu, să spună ceva, băi, am avem o... avut numai probleme. Am avut numai probleme din anul 2001 cu acest agent termic și cu ACM-ul, apă caldă menajeră. Eu aș spune așa, nu e adevărat că nu se poate. Faptul că tu povestești, la mine e apă caldă, că e o realitate că nu ai apă caldă de săptămână, este dovada clară că se poate. Deci, acum că nu este corect, că nu este normal, e altceva, dar trebuie să umblăm la cauze, nu la efecte. Pentru că ăsta e efectul. Nu există apă caldă, da? Trebuie să intre în renovare, și nu s-au sincronizat și au intrat mai multe sectoare din București în același timp în renovare și atunci a picat pe e o presiune mult mai mare pe un sistem energetic sau pe această companie care e termoenergetică acum care susține, dar nu mai era detul. Bun, A fost efectul, urat. cauza de fapt este următoarea. În 30 de ani, toți aleșii locali de orice culoare politică s-au perindat pe la primăria asta, s-au ținut numai de cadouri electorale, s-au ținut numai de combinații cu firme proprii și alte lucruri, fără să fie interesați de grija cetățenilor, pentru că ei au pierdut din vedere exact lucrul cel mai important. Ei sunt acolo în slujba cetățenilor. Ei sunt acolo să reprezinte problemele cetățenilor, nu ale lor. Și vă dau un exemplu, deși am fost în blocul comunist estic, și noi și Ungaria, vedeți că Budapesta s-a mișcat extraordinar. În ultimii 10 ani au reușit să-și facă un sistem nou-nouț de furnizare de energie termică. În Budapesta găsiți pe internet, probabil, dacă verificați detalii. Deci se poate. Se poate, dar trebuie să plecăm de la principiul de bază. Că acești reprezentanți în consilii, în primării și așa mai departe, ei sunt acolo să slujească cetățenii. Până când cetățenii o să voteze ce au mai votat, o să primească ce au mai primit. Și asta trebuie să înțeleagă foarte bine. Păi, acum nici n-am avut ce să alegem. Practic, toți am fost, am trebuit să alegem un rău, răul cel mai
O să avem Dar ideea ocazia. este, asta sper și cu Partidul Verde, ca să fie o schimbare, chiar să oamenii să aibă pe cine vota, nu să fie aceeași problemă. Ajunge acolo, păi, că ăla nu mai contează, că cam tot aia se întâmplă. Cam asta e în mintea oamenilor. Undeva, cred că Partidul Verde și din ce am văzut și am mai urmărit așa pe domnul Călinescu, că lucrurile astea pe care el le spune și le... asta dă un pic de speranță cu care noi, să zicem, privim altfel lucrurile și parcă așteptăm, toți oamenii de 30 de ani așteaptă ceva, dar nu se întâmplă. Vine unul, vine altul, s-au perindat atâția și nu se întâmplă. E bine că sunt unii ca noi și ca dumneata care nu doar așteaptă, dar chiar pun umărul, se bagă în echipă, încearcă să facă, să constituie alternativă. Nu știu dacă ați auzit, dar azi România a fost condamnată la Curtea Europeană de Justiție pentru poluarea din București. Ce părere aveți despre asta? S-ar putea să fim buni de plată pentru că nu n-am asigurat aer curat Adică pentru... după ce că noi suntem poluați aici în București, mai trebuie să și plătim acum, tot noi, cetățenii, că bineînțeles că România, cine e România? România este totalitatea cetățenilor ei. Asta este România. Că România, fără cetățeni, nu știu, ok, mai este spațiul acesta, Danubiano-Pontic, Carpato-Danubiano-Pontic, da, dar și cetățenii, de fapt, asta, totalitatea lor reprezintă România. Deci suntem penalizați de două ori, odată de clasa politică pe care ne-a condus și a doua oară, într-adevăr, pe bună dreptate, de faptul că tot noi va trebui să suportăm chestia asta și aici fac o paranteză, cum tot noi vor trebui să suportăm toate împrumuturile pe care le-au făcut ăștia 30 de ani și pe care în marea lor parte le-au băgat tot în combinațiile lor în loc să investească cu adevărat în țară și în proiecte pentru țară și acum vorbim de București pentru comunitatea locală, tot noi va trebui, dacă nu noi, copiii noștri. Și revin și Tony a zis foarte bine și domnul Prițescu la fel a ieșit, a scos în relief problemele. Revin și spun, chiar am văzut o analiză, am și postat-o zilele trecute foarte la obiect și anume că România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la randamentul investițiilor publice. Asta ce înseamnă? Că avem o administrație publică cea mai slab pregătită, ca să fiu așa decent în exprimare. Iar administrația asta publică, de ce? Funcționarii, de ce? Cine îi pune? Clasa politică îi pune. Deci, noi reconstrucția României sau reconstrucția Bucureștiului sau oricărui oraș din România va trebui să o începem cu schimbarea clasei politice. De aceea, noi nu suntem aici nebuni să urlăm și să trâmbițăm către populație să-și îndrepte atenția spre partidele noi. Fie ele că se numesc Partidul Verde sau alt partid, să dea o șansă altora, să nu mai dea aceeași șansă celor care au distrus până acum și se vede cu ochiul liber că n-au făcut mai nimic. Doar așa putem să și, cum să spun, democrația sau sistemul acesta prin care îți acord votul după care te urmăresc să vezi dacă te-ai ținut de promisiuni, va trebui să funcționeze. Ok, în continuare, adică acum să dea încredere partidelor noi, să le lase să lucreze, dacă și ele eșuează, vor veni alte partide noi. Și într-un final va trebui să fie această competiție din care să aibă de câștigat cetățeanul. Și anume, vor apărea la un moment dat cu siguranță partide sau grupuri care să se lupte pentru cetățeni, să muncească în slujba lor pentru binele comun. Orice problemă am discutat noi aici, și pe bună dreptate, și chiar ar fi bine să discutăm și vor fi și emisiuni viitoare când o să le luăm așa tematic. Evident că este foarte important să discutăm despre ele, dar este atât de important să mă repet la nesfârșit că totul pleacă de la clasa politică și pleacă din momentul în care simplul cetățean se duce în cabina de vot și pune aceeași ștampilă. Dacă el ștampilează PSD, dar după aia se plânge că nu are apă caldă acasă, își merită soarta.
Păi și acum a votat PNL-ul și domnul Iohannis a făcut Sau de... PNL-ul, sau exact. A fost o dezamăgire până la Da, urmă. N-a, exact. nu, Sau PMP-ul, nu... sau toate formațiunile astea care s-au perindat la conducere și locală, mă refer, și nu au făcut nimic. Deci aici avem noi de lucru, dragi colegi, foarte mult. De multe ori trebuie să lucrăm la mentalitatea oamenilor, trebuie să vorbim cu cei din jurul nostru, cu un prieten, cu rude, cu prietenii prietenilor, să treacă izolarea asta și starea de urgență și să ieșim în stradă, să discutăm cu oamenii la firul ierbii, pur și simplu, pentru că doar schimbând mentalitatea și făcându-i să-și dea valul de pe ochi, vom reuși să și schimbăm ceva. Ei trebuie să fie conștienți de asta. Noi degeaba zicem că ne apucăm și facem fel de fel de research-uri acum și venim cu fel de fel de proiecte. Nu că suntem noi niște genii și venim cu ele, că putem să copiem din țările unde lucrurile se întâmplă cum trebuie, în anumite, și să luăm proiectul de acolo, ok, îl customizăm un pic pe necesitățile locale și pe specificul Bucureștiului, dar în mare putem să ne inspirăm de acolo. Dar noi nu o să putem să facem asta dacă nu avem un anumit procent în Consiliul Local, pentru că, revin, da, vedeți cum se întâmplă într-o ședință de Consiliu al Primăriei. Nici nu sunt lăsați să vorbească cei care sunt minoritari. Dar până la urmă nu prea contează procentul și nici numele partidului, ci contează prestația consilierului sau a funcționarului, primar, viceprimar. Contează metodele pe care le aplică, că nu contează cum îl cheamă. Ce crezi că Gabi Firea, dacă Evident, n-ar nu fi contează. forțată de consilieri, dacă n-ar fi forțată de instituțiile statului, de garda de mediu, nu s-ar purta altfel? Dar dacă vede că merge să pui niște cebi, iarba pus acolo pe șoseaua Progresului, pe sublinia de tramvai, sau au pus pe niște stații de tramvai, au pus niște iarbă, care s-au uscat în 2 zile, dar ea și-a făcut imagini, a făcut clipuri și le rulează tot pe banii noștri în continuu la televizor, că ia uitați-vă ce minuni am făcut noi. Dacă merge așa, de ce să nu facă? Probabil oricine în locul Gabrielei Firea ar putea să facă la fel, dacă nu există opoziție tot timpul. Și în societatea civilă, și din Evident, interiorul Consiliului, și structuri de evidentul că stat trebuie să care sunt. existe o opoziție, dar noi trebuie să explicăm oamenilor, bine, Doamne ferește, eu chiar cred în inteligența, nu e așa cum spune poetul, născută a poporului român, doar sunt convins că datorită birocrației, a nevoilor și a sărăciei în care această clasă politică ne-a adus pe mulți dintre noi, nu au timp efectiv să stea, să mediteze, să se gândească cu adevărat la soluții. Doar că mesajul trebuie să fie în zona în care, cum să spun, să plecăm de la nivelul micro, care e familia, și după aceea fiecare locuim într-un bloc și deci vecinii pe care îi avem. Și, de exemplu, când sunt întâlnirile, eu știu, lunare, în care la fiecare bloc, da, că majoritatea într-o localitate în urban, locuim la bloc. Acum, sigur că sunt și alții la case sau așa mai departe. Ei, când se fac acele întruniri la nivel de administrație, de scară sau chiar de bloc, pe lângă problemele curente, ar trebui să fie și dezbateri pe zona. Haideți, mă, oameni, să fim uniți. Păi, nu vedeți că în blocul ăsta noi tot avem probleme. Ba că suntem în sectorul ăsta și ni se taie apa. Ba că nu știu ce nu se întâmplă. Suntem în sectorul 5 și, de exemplu, nu mai avem parcuri sau locuri de joacă pentru scara noastră, pentru cei care au copii, sau nu avem, nu știu, deși în alte sectoare poate s-a făcut, la noi în sector nu s-a făcut, cum se spune, izolarea termică sau da, cum și așa mai departe. Izolare termică. Ei, Sau aceste grupuri, exemplu. care sunt grupuri mai mici, ele nu sunt partide. Dacă există spirit civic, ele pot conta, pentru că de acolo trebuie să pornească dezbaterea, da? Și dezbaterea constructivă. După care împreună să decidă, bine, domnule, noi suntem aici 30 de locatari, de exemplu, în scara asta, da? Și împreună am tras concluzia că ne lovim de problema asta, așa și asta. Păi hai să vedem. Nu putem să fim un grup unit și să luăm decizia să susținem un partid sau altul nou decât să le dăm în continuare voturile alora care își bat în continuu joc de noi. Și uite așa, de acolo pleacă. Asta trebuie să înțeleagă, cu riscul că mă repet la nesfârșit, să înțeleagă cetățenii. Schimbarea vine de la ei. Noi, ca partid nou,
suntem aici să fim portavoce. Suntem aici pentru că pe lângă activitățile pe care le avem și noi curente, dedicăm destul de mult timp acestor nevoi și așa mai departe, dar fără ei, fără implicarea lor, noi nu o să reușim să facem nimic decât discutăm, 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 care oricum, poate înseamnă ceva, dar destul de puțin. Îndrăzniți. Probleme din sector și din capitală. Sau bucurii despre care nu s-a vorbit la televizor. Păi, probleme. Da. Hai că dau eu subiectul, dar după aia mă retrag și vreau să ascult. Probleme din sector. Ai atins foarte bine poluarea. Nu din sector, din capitală. Poluarea, da? Deci a câștigat, cineva a câștigat la CEDO împotriva României pe poluarea din București. Păi, uite o Comisie problemă majoră. Europeană, da. Poluarea în București, cum o rezolvăm? Comisia Europeană, Guvernul Uniunii Europene a constatat că la noi se poluează și se otrăvesc oamenii și guvernul va trebui să plătească sute de mii de despăgubiri. Sau, na, în bugetul european care se distribuie după aceea tot pentru îmbunătățirea situației. Dar probabil au și oprit ceturile ca să bage filtre ceva, nu? Ca să nu mai polueze așa, sau de ce le-au oprit? Atât cât toată lumea știe că suntem lada de gunoi a Europei, mă refer aici la că trebuie cumva să stopeze, să nu mai vină mașini din Europa să înmatriculeze la noi. Nu știu, s-a încercat cu Dar chimii, cu... crezi că noi puțin gunoi producem, puține deșeuri bune de incinerat producem noi, la cât consumerism avem, la cât suntem influențabili de Mai către rău e că a reclamă? început să ducă și de afară gunoi și încearcă să scape de el pe aici. Asta e o diversiune. Crezi că avem destule instrumente de reciclare a deșeurilor pe care le producem noi? La gunoiul nostru de ne-am gândit. Să-l lăsăm pe cel care vine de afară. Tare mă îndoiesc că vine foarte mult deșeu, pentru că e scump să-l duci de undeva, să-l muți. Cu al nostru nu avem ce să facem. Și nu se gândește nimeni ce să facă, cum să Da, dar recicleze, sunt cum firme să... care se îmbogățesc prin chestia asta. Sunt firme care au făcut bani în chestia asta și Hai pe ei să nu vorbim despre interesează. autorități publice care Da. aveau angajamentul din campania electorală ca să ajute la însănătoșirea Bucureștilor și n-au făcut nimic. Însănătoșirii mă refer la evacuarea corectă, separarea, reciclarea gunoiului și nu stocarea lui acolo la glina, la vidra, pe unde îl mai duc, sau mai rău, incinerarea. La Chiajna, acolo se dă foc. Păi da, și de câteva ori au prins că noaptea crește de zeci de ori nivelul Da, poluării mai ales aerului. la sfârșit de săptămână, la Chiajna mereu se dă foc. Nu mai spun că sunt cetățenii responsabili. Eu chiar înainte să se declare starea asta de urgență, l-am denunțat pe unul la poliție, aici, în Valea Oltului. Ardea omul frunzele în grădină. Cum s-au obișnuit la țară? Nici la țară nu-i voie interzis prin lege. Cu atât mai mult într-o urbe, într-o capitală cu 2 milioane. El să-și facă curat, să-și ardă frunzele din grădină. Dar tot fumul ăla se împrăște în tot orașul. Milioane de oameni locuiesc aici. Cât de iresponsabil trebuie să fie. Acum, probabil, după ce a luat o amendă, o să fie mai atent. Credea că dacă intre blocuri, așa nu se vede, dar era un stâlp de fum în... De departe se vedea. M-am Da. speriat, credeam că arde cineva. Problemele astea cu poluarea au mai multe substraturi. Ar fi, în primul rând, parcul auto învechit, Euro 4, Euro 3, chiar. Formă. Ar fi aceste ceturi care noaptea mai ar păcură, au fost prinși că ardeau păcură în loc de gaz. Deci, în mod normal, la noi orașul e încălzit cu gaz, da? Da, ceturile funcționează teoretic pe gaz, dar ei mai bagă și păcură că e foarte ieftină. Și chiar Grozăveștiu, care Grozăveștiu, știți unde este cet Grozăveștiu, e vis-a-vis de Carrefour, de Politehnică, de Cămine. E în mijlocul orașului, poți să zici. Da.
Deci mai sunt lucruri pe care vrei să le zici legate de poluarea mariană? Păi mai e industria, sunt străzile nemăturate, sunt șantierele de Da, construcție care deci poluează. Mă uit, am filmat de câteva ore aici la mine, bun. în Deci, sectorul 5. din ce ați spus Lucrează voi, cu... identificăm două canale care poluează. Da? Odată sectorul industrial și doi, fiecare om luat ca individ. Că până la urmă, da, deci vorbim de sectorul industrial care, ok, trebuie să ne aplicăm asupra lui, să vedem ce lucruri se întâmplă acolo, cum ați semnalat voi aici, se arde păcură în loc să gaz sau așa mai departe, trebuie să și probabil vom săpa mai mult. Iar în partea asta, fiecare individ trebuie să fie responsabil. Noi nu avem o șansă, singura noastră șansă să evoluăm ca societate și de fapt spre asta se merge, doar că ține de noi cu ce viteză mergem în direcția aia, ține de responsabilitatea fiecăruia și asumarea responsabilității. Adică am semnalat foarte clar, dar sunt, nu numai că sunt mașini aduse aici vechi de 20 de ani în România, pe care alții nu le mai folosesc în Occident. Că nu pot să judec un om dacă nivelul lui de putere de cumpărare ăla e, da, dar totuși aș vrea să-i spun acelui om să se gândească și nu doar lui, că când schimbarea o face doar unul și restul nu fac nimic, evident, trebuie să fie un schimbal la nivel mental al întregii comunități. Și să înțelegem că numărul acesta mare de mașini, păi la noi în România am venit dintr-un comunism în care circulam câteodată unii cu numere cu soț, alții cu numere fără soț, da? Cum se zicea înainte, da? Pare și impare. Și oricum nu erau foarte multe mașini și evident că, cum să spun, imboldul inițial a fost gata, vreau o mașină la fiecare familie, cel puțin o mașină, dacă nu două, trei, fără să ne gândim, stai mă, încotro ne ducem. Și avem, de ce am spus, ne inspirăm din societățile avansate occidentale. Păi te duci în Amsterdam, te duci în Copenhaga, te duci în Stockholm, da? Și vezi că oamenii au înțeles că este mult mai bine să circule cu bicicleta, să meargă pe jos, poate, pentru că fac și activitate fizică, poluează și mai puțin de... Noi ne-am obișnuit să folosim mașina dacă am supermarketul la... sau trebuie să cumpăr trei pâini, dar trebuie să mă duc, nu știu, 300 de metri, iau mașina, mă sui mașină și mă duc până acolo. Păi e o aberație, adică nu spun că... Deci, revin. Societatea, din punctul meu de vedere, are nevoie să lucreze ca un tot la mental. Și aici aș sugera ceva, noi avem nevoie de foarte mulți psihologi. Societatea asta, a noastră, ca să nu mai zic că am văzut un articol și care spunea un doctor foarte clar, sublinia faptul că în România noi suntem conduși de psihopați, care nu își pun problema cetățeanului care și așa mai departe și de acolo evident că pleacă toate. Dar noi ca societate, noi ca cetățeni trebuie să vrem mai mult de la viața asta, că aici este. Dacă nu vrem mai mult, nu vrem să avem o viață sănătoasă, vrem să fim mai puțin poluați în București, păi bun, hai să susținem când apare, nu știu, un ONG sau un partid și susține și spune, domnule, vrem pistă de biciclete. Păi hai să se întâmple pistele de biciclete, nu să vedem că au tras câteva, eu știu, Dungi pe trotuar. duci pe undeva, după care au trecut o lună, două, s-au oprit și în continuare mașinile parchează peste ele și așa mai departe și fiecare dintre noi stă în casă și nu ieșim să protestăm. Nu, ar trebui să ieșim să protestăm. Adică, sau, să, în fine. Nu acum când e stare de urgență, dar când se ridică, hai la protest, că e gratis. Da, deci Partidul Verde asta își dorește și de asta pe mine m-a câștigat. Pentru că Partidul Verde militează pentru o viață mai sănătoasă, care înseamnă tot, poluare mai puțină, nutriție mai sănătoasă și așa mai departe. Și până la urmă, Partidul Verde promovează valorile sau principiul valorilor în schimbul principiului profitului. Da? Vor fi situații când poate noi ca societate vom avea de pierdut, nu vom mai face nu știu ce profit sau nu știu ce încasări la bugetul primăriei. Pentru că, vezi tu, multe mașini înseamnă și multe impozite pe mașini, de exemplu. Și poate e mai convenabil să fie mult mai puține mașini, într-adevăr.
bugetul primăriei să nu încaseze atât de mult din zona aia, sau la fel bugetul țării să nu încaseze atât de mult din accizele pe combustibil, dar noi ca societate totuși să câștigăm o viață mult mai sănătoasă. De acord. Mulțumesc, Alex. Aici, doamna Fire aici a vrut să dea în tot și să facă o grămadă de bani. Că normal trebuia să vină cumva o lege doar pentru cei care aduc mașinile de afară, dar nu făceau destui bani. Și atunci eu s-au gândit cum să transforme chestia asta tot în avantajul lor și să facă mai mulți bani. Ceea ce până la urmă n-a mers, că a lovit și un omul de rând, care normal că nu-și permite și trebuia să-i lovească, apropo de acest subiect, să lovească doar în cei care fac afaceri, care aduc mașini și le vând aici mai practic și aici trebuia, cred eu, lucrat. Îmi arată Facebook că acum 2 ani apăruse problema cu podul Constanța, probabil l-ați văzut mediatizat, care e din anii 30, deci din perioada interbelică și normal se deteriorează. El probabil avea o perioadă de garanție, dar expiră. Și a surprins cineva cum l-au reparat. Au băgat rigips acolo sau ceva, au cârpit, l-au făcut frumușel din afară. Dar el în interior a rămas ruginit și găunos. Oare ce așteptăm? Să se prăbușească podul acela? Nu ar trebui investiții, mai ales că el e singura cale de acces a centrului capitalei spre București noi. Nu știu dacă știți zona unde se află. Da, la piața Chibrit. Ceva de felul ăsta. Și în mod sigur Da. avem astfel de situații periculoase în tot Bucureștiul. Clădiri care stau să cadă, avariate, cu bulină roșie. Iată, mai ieri ne-a zgâlțit un cutremur de doar 5 grade. Dar următorul poate să fie din nou de 6-7 și o să producă victime. De ce nu se intervine în consolidarea, mai ales a clădirilor publice? De ce nu se insistă pe demolarea dacă nu sunt obiecte de patrimoniu altor clădiri? Acolo locuiesc oameni. Am filmat Da, în sunt. provincie o casă înclinată, dar probabil sunt și în oraș, din astea care stau să cadă chiar și fără cutremur. Oleg, uite, nu mai departe Calea Victoriei. Dacă iei Calea Victoriei de la Dâmbovița și mergând până la Piața Victoriei, pe partea dreaptă, pe partea stângă, chiar vis-a-vis de Poliția Capitalei, e o clădire dezastru arată, a fost a BCR-ului. Dar doamna Firea spune următorul lucru. Dom'le, nu pot să mă apuc de ele, să le demolez sau ceva, că sunt clădiri foarte vechi, sunt obiective istorice, sunt bine, dar repară-le atunci. Dă-le o fațadă. În mod sigur poate obține granturi externe pentru asta, adică fonduri nerambursabile, dar n-are cine să scrie proiecte pentru reabilitarea centrului cultural, istoric. Bulevardul Maghiaru, ți-ai și silă să mai mergi pe jos acolo. Da, au astupat numai cu, eu știu, banere publicitare și în Da. spatele lor, de fapt, e jale. Adică, Deci, dar asta voiam să spun și de asta intervin acum, că tu ai întrebat, tu ai pus o întrebare. De ce nu se face aia? De ce nu se face aia? Păi, revin și spun. Când vorbim de o localitate, în cazul de față de București, sau și de fiecare sector în parte, contează prea puțin culoarea politică, cât de fapt contează cât de gospodari sunt acele grupuri sau persoane care candidează. De asta spun că vreau să trezesc un pic societatea și să gândească la modul următor. Domnule, ok, când avem alegeri parlamentare, gândim și putem să ne îndreptăm către un partid sau altul pe o platformă pe care o are, pe o doctrină și așa mai departe. Dar când facem alegeri și ne exprimăm votul pentru alegeri locale, trebuie să ne orientăm către gospodari. Și dacă nu găsim gospodari, trebuie să avem noi inițiativa. Uite, suntem niște locatari ai blocului X care are 4 scări. Da? În blocul ăla să zic că locuiesc, nu știu, spun și eu așa o cifră, 100 de familii. Mă, din alea 100 de familii, reușim să desemnăm pe cineva, să-l susținem, să-i dăm curaj
să se lipească, ori să candideze independent, ori să se lipească către un partid care să-l susțină, pentru că alți 100 de oameni au confirmat că este un bun gospodar. Și să renunțăm să mai votăm la locale neapărat pe filieră politică, ci mai mult încă o dată pe ceea ce a arătat respectiva persoană că Înțeles. poate să facă când vine vorba de gospodărie. Hai să vă dau un exemplu, mă scuz. Dacă eu, la vârsta mea, aș locui acum în sectorul 4, aș face schimb cu mama care stă pe Brâncoveanu, l-aș alege din nou pe Băluță care face treabă. E un băiat tânăr și îmi place de el. Că e PSD-ist, treaba lui. Dar a făcut treabă în sectorul 1. Nu? Exact ce spune aici. Nu contează că e de la PSD, că e de la PRM. Problema e dacă cât a fost el primar acolo, Băluță în sectorul 4, Negoiță în 3, Da, da? Au dar făcut. ce fonduri au avut destinate pentru sectorul 4 și ce fonduri au fost pentru sectorul 5? Diferențele sunt uriașe. Dacă ne uităm și în spate și sunteți la curent cu ce de, vreau să zic că este o discriminare uriașă. Adică Dar nu nu se știu compară. asta cu fondurile. Să nu uit să vă spun că în fiecare joi, cred că v-am trimis eu joia trecută, în fiecare joi primarul care este, Danel, la sectorul 5, dă o oră, are o emisiune pe Facebook. A avut și astăzi, dar n-am putut să o văd. O să o, după ce terminăm noi, o să o Eu, subalternilor lui, i-am semnalat mai mult de o lună în urmă o problemă din sectorul 5, pe strada Pecineagă. Eu credeam că e în Ferentari și așa am scris pe site-ul meu când am publicat video, dar după aceea am constatat, cineva a comentat că e în Rahova. Am descoperit nu doar mesaje rasiste, ci și simboluri naziste pe mai multe, pe vreo 5 blocuri publicate. Și acolo nu trebuie multe investiții ca să vii să le cureți mesajele cele, pentru că ele creează o situație de stres, de disconfort, de tensiune socială Bine, interietnică tu și, vrei na, să și nu mi-a răspuns nimic primăria tu vrei lui să spui primarul care este. despre desene de-astea grafiti, vrei să spui? Da, svastici pe A, blocuri, pe păi vreo 5 e blocuri, plin, svastici, mesaje rasiste. deci e plin tot Bucureștiul. Și I-am semnalat blocurile. primarului din sectorul 5 că se întâmplă pe strada Înțeleg. Pecineaga, din Rahova. Da. Și nicio Aici reacție, nici măcar poliția. formal ceva să zică, da, o să verificăm, o să vedem. Aici poliția locală trebuie să spună ce. Eu am sesizat de 6 ani o mașină care stă în sectorul 5 neatinsă și a ajuns ladă de gunoi. Am sesizat primăria, am sesizat poliția locală, nimic. Este în sensul giratoriu de pe Sebastian Colț cu strada Sergent Nuțu Ion, lângă un magazin Lidl. Și O mașină Volvo cu număr de e plin Argeș. orașul cu astfel de mașini. E un Da, da, cimitir orașul ăsta. Mai rău, da. pe 13 septembrie, de când mă țin eu minte de vreo 2 ani încoace, văd mașini expuse spre vânzare cu numărul afișat, se vinde, stă pe trotuar, Da, stă în acum sunt mașini. intersecție. Eu aici locuiesc și văd, da, acum. Non-stop sunt mașini puse la vânzare. Puse, nu pe, cum să spun, pe trotuare, da, unde ar trebui să fie loc pentru pietoni sau pentru. Dar nu prea mai sunt, nu prea mai sunt. Voi vorbiți Anul de trecut erau cu zona. siguranță. Acum, într-adevăr, poate, uite, nici n-am mai ieșit din casă de ceva timp și. Zona Prosper și zona Meriot erau panduri, dar nu prea mai sunt. Pot lua și eu cuvântul puțin? Da, sigur. Da. Mi-a făcut plăcere să particip la această discuție și sper că, adică sunt sigur că vor mai urma și în viitor. Eu o să ies momentan și la ora 7 astăzi este ședința, nu? Sau ce este? Astăzi este pe așa, unde
Vom discuta chestiuni interne de organizare a partidului, eventual în vederea alegerilor următoare, și locale și parlamentare. Ok, tot așa voi fi invitat sau trebuie să intru eu cum să online nu La sunt un pic. Consiliul Național cred că participă doar liderii. Totuși e un partid național, nu e unul de A, noi nu sector. vom participa la asta decât Decât sau cei care cum? sunt lideri. Decât da. O, deci noi Dar nu. neapărat am putea face o discuție în zilele următoare ca să vă transmit ce s-a discutat. Bun. Fine. Zi bună și ne vedem pe data viitoare. Zi Da. bună. Mulțumim Salut, foarte salut. mult. Opresc dar aici transmisiunea. Mi-a fost interesant.